Mă numesc Bădene Maria și am 13 ani. Fac parte din ansamblu de la înființarea acestuia. Cât timp rezervi dansul? Rezerv timp dansului popular atât cât am nevoie pentru a învăța și pentru a-mi ieși ceea ce doresc eu. Instructorul e înțelegător cu voi sau...? Eu consider că este serios, deoarece vrea să avem rezultate pe măsura muncii. De cât timp practici dansul? Practic dansul popular de când am intrat în ansamblu, dar și înainte îmi plăcea. Îi urmăream pe părinții mei cum dansau în timpul liber. Deci înțeleg că ai rude care au dansat. Da. Ne poți spune, știu eu, dacă sunt... Nu practică dansul popular profesionist, dar îl practică în timpul liber ca o plăcere. Timp îți ia ca să înțelegi un pas de dans? La început îmi lua mai mult timp, dar acum, după mai multă experiență, nu pot să spun că este atât de greu ca să învăț un nou pas. Vă explică instructorul, prindeți ușor? Da, eu prind ușor, dar ne explică de fiecare dată când nu înțelegem sau tot timpul când avem nevoie de ajutor. Bine, mulțumesc! De când ai început să dansezi prima dată la școală? De acum 4 ani, în laboratorul de chimie, împreună cu colegii mei de clasă și cu doamna învățătoare și domnul instructor. Adică prima dată așa i-am descoperit pe ăștia, ei erau mici, aveau în clasa a doua sau a treia. Păi chiar cu ei am început prima dată. Da. Bun, mulțumim! Tot cu dreptul? Da. Bun, că eu mă gândesc. 2, 3, 6! 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 4, 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 8, 1, 2. Așa. Și vine la fel. Da, a doua oară. 3 și 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 4, 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 8. 1 2 3 și 1 2 3 și 4 1 2 3 și 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 1 2 3